despre faptul că s-au pus presiuni pe angajații instituțiilor publice. Noi primim semnale de când se întâmplă acest lucru. De dimineață am fost sunați de angajați ai școlii profesionale numărul 2, care ne-au comunicat că directorul interimar, care este membru PLE, îi impune pe angajați să semneze în favoarea candidatului acestui partid. Am primit un mesaj de la Drochia de dimineață și ca să vă spun exact, deci telefon de la Drochia, pe data de 2 septembrie, la stația de pompare a gazelor, a venit cineva dintre inginerii șefi de la Chișinău și au impus toți oamenii să semneze. Li s-a spus, dacă nu semnați, iată ușa, puteți pleca. La fel au făcut și cei de la poștă. Deci mesaje din astea primim foarte multe și nu cred că suntem surprinși.